Da, aș dori să fac câteva observații care se referă la felul în care un jurnalist, o personalitate a culturii din Banat, care nu este istoric, aduce o contribuție majoră la istoria a două orașe, a Cenadului și a Ugojului. Am parcurs studiile monografice despre Ugoj. Mi se pare important să fac această precizare, sunt studii monografice, nu există pretenția de a fi o monografie coerentă. Și cred că e vizibil că în ultimul secol extrem de multe contribuții de valoare profesionistă au venit din partea unor personalități ale culturii care au pornit din zona hobby-ului vis-a-vis de tema abordată. Aici cercetările pe care le-a făcut Dușan Baeschi în arhive o dovedesc ca pe un tenace cititor de documente, documente care inițial nu aveau nicio legătură afectivă cu personalitatea lui, dar care par relevante în momentul în care se adună mai multe și încep să-i spună ceva. Deci cred că e important că Dușan Baeschi nu este un lugojan, asta îi conferă o posibilitate de a fi mai lucid și mai puțin, de a avea mai puține partipriuri, de a nu urma trasee monografice mai vechi. Și de aceea cred că studiile monografice se îndreaptă mai mult spre aspectele de civilizație decât de cele de cultură. Statisticile și referirile la aspectele economice ale vieții lugojene dovedesc această capacitate de a așeza în pagină și tabelele, de a face din când în când observații, dar cu o destul de mare obiectivitate și de a lăsa cititorul să parcurgă mai departe și să interpreteze. Mi se pare interesant că face un portret al comunităților, că este destul de atent la toate comunitățile care reprezintă Ugojul. Sigur, capitolul dedicat filmului despre funerariile lui Traian Brozăvescu aduce enorm de multe date, atât despre potențialul economic al acelui moment, aspectele tehnice ale filmării unui eveniment dramatic, cât și urmările legate de construirea unui monument și tot ce se referea la personalitatea lui Traian Brozăvescu. Sigur că deja se contura un mit și era evident că implicarea emoțională a Ugojului în raport cu tenorul decedat în condiții atât de dramatice a sensibilizat multe personalități. Deci cred că acel capitol este de fapt un studiu cât se poate de minuțios și de tehnic, care lasă la o parte aspectele legate de emoție. Una dintre calitățile acestei cărți cred că este restructurarea tematică. Nu vine nici de cum în apropierea unor studii asemănătoare. Eu am parcurs acum câțiva ani o carte a lui Tobias Schwager despre comunitatea evreilor din Banat și era o carte corectă, cu minte și așezată în stilul monografiilor de secol 20, de început de secol 20, dar oricum o monografie corectă. S-au scris destul de multe lucruri fără să se apeleze la arhive și cred că din acest punct de vedere contribuția domnului Dușan Baeschi este incontestabil una de referință. Adică mai exact, de acum înainte, cine vrea să scrie despre Ugoj și despre epocile abordate, nu poate să nu-l citeze sau să nu facă o referință foarte serioasă la documentele pe care le-a scos la iveală și pe care le-a repus în circulație. Cred că această repunere în circulație a unor documente arată și aspecte legate de mentalitatea epocilor la care se referă. Pentru că sunt documente citate și aici apar aspecte de limbaj, aspecte de gândire socială, politică, etc. Sigur, capitolul referitor la naționalism și regionalism este un capitol incitant.
pe unii poate să emoționeze, pe alții să-i tulbure. Sunt documente care, din nou, sunt puse în, în valoare și cred că are suficientă precauție de a nu interpreta prea mult în jurul acestor documente, pentru că oricând există o bombă cu ceas vis-a-vis de asta. Acuratețea imaginilor trebuie observată ca și acuratețea scriturii. Ce aș vrea să spun, să puntez în afară de ceea ce ați spus până acum despre Dușa Băinschi, este că până la Banatera, până la această enciclopedie, am mai avut în anii 90, dacă nu mă înșel, 95-96, o revistă digitală, una dintre primele, Banat Media, și de atunci arăta această capacitate de a se adresa altfel cititorilor săi. Mulțumim, Simona!